make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. Wow, dar ce meci important avem, sau mai bine spus, ce dublă important avem în Liga Campionilor, în sferturile Ligii Campionilor. Trebuie să ținem așa un moment de amintire și mai multe momente, pentru că avem un program foarte încărcat. Chiar după meciul cu Borussia urmează meciul cu Pandurii Târgu Jiu. Borussia Dortmund, echipa care ne-a eliminat sezonul trecut umilitor în sferturile Ligii Campionilor. Ei bine, noi vrem să ne luăm revanșa. Uite, 7-2, parcă la noi a fost 7-3 sau tot 7-2, dar da, în sferturi. Și noi vrem să ne luăm o revanșă împotriva Borussiei Dortmund, să o eliminăm și noi din sferturile Ligii Campionilor, așa cum ne-a eliminat ea pe noi. Da, să trecem la meci, pentru că echipa este deja pregătită, sau nu, băi? Eu am văzut acolo pe Edgar în centru, ar trebui pe Banta și Varela în centru. Ori facem cea mai bună echipă, ori nu mai facem, pentru că e un meci decisiv, să spunem așa. Varela așa și Edgar, cu toate că Varela poate să joace și pe dreapta, dar lăsăm așa. Meciul este greu, deoarece jucăm împotriva Borussiei și pe terenul lor. Dar nu ne văităm, noi putem face asta, putem elimina Borussia din grupele Ligii Campionilor, mai ales că vrem să câștigăm grupele Ligii Campionilor. Este greu, dar nu imposibil, și o echipă ca Steaua poate face asta. O, superbă pasă aici pentru Brumau! Ce bară lui Maxim! Ce bară lui Maxim! Bruma a dat pasa aceea. O, low, ocazie uriașă, ocazie mare care am avut-o aici. Maxim a reușit excelent să trimită în bară. Se putea mai bine, din păcate nu s-a făcut acest lucru, nu s-a făcut ce ne-am dorit noi. O, pasa lui Roș pentru Immobile în bară, Immobile, câte ocazii în acest început de meci, ocazie uriașă pentru cei de la Borussia Dortmund. Ce pas a putut să dea Marco Roș, nici măcar nu s-a uitat la Immobile. Acesta trage în bară, incredibilă ocazie aceasta. Silviu Lung era în vis dacă balonul prindea plasa, nu cadrul porții. Gündoğan pentru Blașikovski scapă 1-1 cu Silviu Lung. Blașikovski marchează, Blașikovski, în minutul 29 și e 1-0, este 1-0, va trebui să egalăm, va trebui să jucăm, nu știu, poate cu mai mult curaj, pentru că trebuie să dăm gol și am avut ocazii, ocaziile nu au lipsit. Iată preluarea Matei, bună în fața lui Schmerz acolo, Filip. Hai Filip, scoate în spate Lucian Filip și au recuperat posesia cei de la Borussia prin Mkhitaryan. Roice fusese acolo faultat, pericol care îl reprezintă Marco Roice, dar până acum a marcat doar Blașikovski. Oh, ce a vrut să facă acolo Maxim, din păcate a fost deposedat de Bender. Pasă pentru Immobile, scapă din nou Immobile trece, se joacă acolo în calul nostru. Șut al lui Royce pe lângă poartă, nemulțumit Marco Royce, asta este bine pentru noi. Dar va trebui, nu știu, să facem ceva, să creăm pericol și noi la poarta Borussiei. Pericol încă nu, dar un gol trebuie marcat totuși în meciul acesta. Bruma, pasă bună pentru Maxim. Hai Maxim, de unul singur Maxim acum. De unul singur Maxim! Din nou bară. A doua bară a lui Maxim. Nu a mers din nou finișatul. Maxim nu se lipește la gol în meciul ăsta. Nu se lipește la gol, din păcate. Royce pentru Mkhitaryan, excelent Silviu Lung acolo, dar e corner, este destul de greu să le facem ceva jucătorilor Borussiei. Este acolo și Immobile, o centrare către Mkhitaryan acolo, oprit, arbitru oprește jocul pentru offside la Mkhitaryan. Wow, credeam că cine știe pentru ce. Maxim, frumos dribbling al lui Maxim, continuă acesta, așteaptă urcarea lui Bruma în careu, nu sunt alți oameni, șutează Bruma, apără Muslera, Chamberlain acolo blochează, faza continuă în careu la vers, minge la Filip din volei, nu a mai avut cea mai bună poziție după ce a trecut de adversarul său, nu prinde acolo balonul, Filip din păcate sare peste piciorul lui, acum excelent, Varela blochează, dar balonul rămâne posesia Borussiei, periculoasă Borussia, s-au dat cap în cap acolo Varela și Culato, trebuie să fim atenți aici, minge pentru Blașikovski, autorul golului, nu a mai prins acest balon.
Iar cei de la Borussia au recuperat din nou contraatac încercat de aceasta. Este o echipă periculoasă pe contraatac. Vlașikovski a recuperat greșeli mari din partea lui Latovlevici, care poate să ne coste Immobile. Trece din preluare acolo în fața lui Edgar, care continuă, încearcă să-l oprească pe Immobile. Scărița lui Immobile oprită excelent de Silviu Lung. Incredibil Silviu Lung. Dar corner pentru Borussia. Este Gündogan acolo să bată. Foarte periculos Gündogan. Socratis cu capul. Se scurge pe lângă poarta lui Silviu Lung. A ieșit și Vlachovski, dar a intrat Aubameyang. Aubameyang are viteză bună și se demarcă. Aubameyang în careul nostru. Go! Gardoș. Scoate cornerul pentru Borussia. Corner periculos care bate Ilkay Gündogan. Doamne, sper să nu fie gol. Mânță spunea, asta e gol. Hai acum, contraatacul ăsta, ăsta e gol. Ia să vedem pase pentru Cosmin Matei. Spunea că ăsta e gol. Să vedem pe Chamberlain pentru Matei. Excelent, aici preperița pentru Maxim. Continuă în care Maxim. O bară din nou. Hai mă Maxim. A treia bară a celuiași Maxim. Olo, incredibil, îmi vine să leșim, frate, cum ne mănâncă meciul omul ăsta care zici că Borussia a pus magnet în bara aia sau nu știu ce vrea să facă Maxim, cred că vrea să ia bara la țintă de 3 ori la rând într-un meci, incredibil, dacă dădeai 3 goluri într-un meci, mureai. Nu trebuie să-i lăsăm Borussia din nou în ofensivă și asta pe finalul meciului, dar din fazele astea pleacă contraatacurile golurilor, să spunem așa. Au luat Tovlevici pentru Chamberlain frumos, Chamberlain trece, e elegant acolo, Chamberlain, incredibil, Chamberlain, este 1-1, ce face Alex Oxlade-Chamberlain? Reușește să egaleze chiar minutul 90 după un super contraatac, cât de ușor a trecut acolo de Mats Hummels și a reușit să-l învingă și pe Muslera, șut în plasa laterală cu latul al lui Chamberlain. Deci Maxim ne-a mâncat meciul, dar Chamberlain ne-a salvat pe final. Da, 1-1 pe terenul Borussiei Dortmund, doar 1-1 Chamberlainul meciului. Cine putea fi un meciului? 10 șuturi am avut acolo, iar Borussia doar 5 șuturi, deci dacă pe terenul lor le-am dominat, ce poate fi mai bine, da? Echipa este toată moartă, în special Maxim, la fel și Chamberlain, trebuie să facem schimbări, dar aoleu, cât de greu ne este, bine că avem un lot mai măricel, mamă, cum a venit meciul ăsta, cum a venit, pe cine să mai băgăm, Dias Fernandez este deja fundaș, Dias Fernandez, wow, ce nume, poate, nu, îl băgăm pe el fundaș lateral și pe Pârvulescu mijlocaș. Poate așa ar merge, pentru că nu găsesc mari soluții. Hai de capul meu, ce echipă împotriva pandurilor, deci la mijlocul terenului cu Niță și cu Cojocaru. Wow, ce vom face noi în meciul ăsta? Poate suntem victime sigure, nu suntem favoriți în meciul acesta, dar minunile se pot întâmpla. Buleic acolo pasă pentru Sandaza este acolo, portarul nostru, dar nu a mai avut ce să facă. 1-0, ce păcat, 1-0, Sandaza din nou marchează, tot Sandaza, el a marcat și în acel egal împotriva pandurilor, care încă nu l-am uitat, este 1-0, deci pentru pandurii, din nou ne conduc prin același Sandaza. Bă, dar și acest Buleic, că e bun să mor, are viteză bună, Da, Buleic îl vedem aici la balon, pasând la Iorga, acolo presat Iorga, dar a fost și faultat, de altfel lovitură liberă pentru pandurii. Anton, o pasă care ajunge la Brata, 1-1 cu Silviu Lung Junior, apără Silviu Lung Junior, ne mai ține cât de cât în meci, Pârvulescu pentru Niță, jocul de picioare lui Niță este impecabil pentru un portar, Noio acolo lipsit de energie, din păcate. Neacu pentru Garcia Tore, trage Tore, apără Mingote, șut bună lui Tore, este un atacant de meserie, trebuia să aibă și el măcar execuții, nu știu, Iorga acum, haide Panhui, fă-ți ceva, arată și tu valoarea, Panhui e incredibil, nu poate face nimic, Silviu Lung arată, învață pe învățăcei săi, Niță și cu Cojocaru, cum se apără în poartă. Corner acum pentru pandurii care l-a bătut Anton Niță, excelent și cu capul, incredibil ăsta, chiar că Manuel Neuer, cât de bine a respins acolo portarul nostru Niță,
cu capul, incredibil acest jucător, Gheorghe, în carul nostru, Gheorghe, oprit de Panhui, bine, bine Panhui, ăla-i Panhui și Pârvulescu, un teclin, are viteză bună Paul Pârvulescu, știm că cu acest jucător a mai jucat titular în meciul mai important, ca mijlocaș. Oh, Breveld recuperează, Breveld, trage în plasa laterală Nicardo Breveld, scăpat aici jucătorul nostru de pericol, jucătorul nostru Silvin Lung Junior, a ieșit și Frank Sandaza, în sfârșit, autorul golului. Poate cine știe, vom egala și va fi din nou 1-1, pentru că vom urma chiar două meciuri cu Pandurii, unul un retur în cupă și unul un meci în campionat. Ăsta l-a preferat Gâlcă, ăsta l-a luat Steaua, Pârvulescu acum pentru Campis, hai să vedem cine știe, 2 minute de prelungire pentru finalul meciului, dar da, s-a terminat meciul, am luat o înfrângere. Dar nu contează foarte mult, ținând cont cu ce echipă am jucat, Gardoș a fost un meciului 6,8 nota, chiar merita să fie omul meciului, dar program încărcat rău de tot. Nu vom juca oricum cu echipa asta, dar cu o echipă mai improvizată vom juca împotriva Astrei, care s-ar putea, nu știu, poate să-l simulăm, vom vedea, în tur a fost 1-1 pe terenul lor. Acesta a fost episodul de astăzi, echipa e cât de cât oricum pentru meciul care urmează, retur împotriva Borussiei Dortmund, pe terenul nostru de această dată, nu uitați, în tur a fost 1-1, eu am fost UltraFIFA, până data viitoare, sayonara!